Un italian s-a căsătorit fără să-și dea seama cu badanta mamei sale după ce a participat la ceea ce i s-a spus că este doar o petrecere în cinstea lui, dar care era în realitate chiar nunta sa. O femeie din Maroc a fost condamnată în Italia la un an și opt luni de închisoare pentru hărțuire după ce a păcălit un farmacist în vârstă de 61 de ani să se căsătorească cu ea. Femeia de 47 de ani lucra ca menajeră pentru bărbat și ca badantă pentru mama acestuia. Era o femeie în care familia avea toată încrederea. Ea avea însă cu totul alte planuri, iar totul a început în 2015, atunci când femeia l-a invitat pe bărbatul pentru care lucra în Maroc la familia ei. Farmacistul a fost de acord și nu i s-a părut nimic în regulă, întrucât avea încredere în menajera sa, cei doi devenind în timp chiar foarte buni prieteni. La sosirea în Maroc, italianul a fost întâmpinat cu o mare petrecere despre care Badanta i-a spus că a fost organizată în cinstea lui de bun venit pentru că așa își întâmpină marocanii oaspeții. În realitate era o nuntă de rit musulman în cadrul căreia bărbatul a fost păcălit să se însoare cu femeia, el crezând că în tot acest timp participa la o petrecere de bun venit. Italianul a aflat abia după un timp că se căsătorise în toată regula după ce a primit o scrisoare de la ambasadă prin care îi se cerea să recunoască uniunea dintre el și femeia din Maroc. La început a crezut că este o glumă, dar de fapt a fost începutul unui calvar legal. Imediat, Badanta, nemulțumită de faptul că bărbatul a anulat așa zisa căsătorie, a început să-l hărțuiască. Îi trimitea mesaje de amenințare, se prezenta pe neașteptate la domiciliul său, îi făcea tot felul de scene în public, i-a spus că ar fi însărcinată și l-a agresat cu un cuțit de bucătărie. Aceste acțiuni au forțat farmacistul să trăiască într-o stare constantă de anxietate și frică atât pentru el cât și pentru familia sa. În cele din urmă a decis să o reclame pe femeie la poliție, iar dosarul s-a concretizat printr-o lungă acțiune în instanță, care s-a încheiat prin condamnarea femeii la închisoare și obligația plății unor daune morale de 10.000 de euro, precum și cheltuieli de judecată de 4.000 de euro.